Mă alătur de cele spuse și vreau să spun că eu, ca traducător la Consiliul Regional, domnul Boreț a spus tot numai de bine și a spus de greu. Deja, deci, mă bună, să vă zic un cuvânt să ai. Mulți ani trăiască. Iată-vă. Tribuna noastră este deschisă. Eu cred că fiecare din cei prezenți ar fi, pot să spună, să menționeze pe domnul Ilie. O rugăminte să o facem cât mai laconic, pentru că laconismul este simbolul înțelepciunii. Și dacă cineva, să nu repetăm acest mesaj, poate conținutul. Deci, cu cine începe? Eu cred că domnul Voronca Viorel, cel... Da, Voreceanu, vecinul și domnul Viorel Voronca. Veniți, vă rog, vă face. Ne cunoaștem noi din anul 1961. Eu nu eram acolo. Da, dar asta m-a avut în vite. Scurt să vă spun. Are de la Dumnezeu, cum se spune, de la natură, de la tot ce ne creează, tot. Toate calitățile. În primul rând, umanitatea. Umanismul, la orice pas. Iubirea de oameni. Îndrăzneț în toate. Modest. Și îi doresc lui Ilie Vasilievici pe viitor, mai departe, să continue aceeași cale care o are. Dragă, eu vă spun așa, l-am cunoscut în toate zilele, în toate epostasele vieții și trebuie să vă spun că am înfruntat el toate greutățile. Și ca rezultat avem aceea ce avem. Mulțumesc încă o dată, nu mai zic. Mulțumesc frumos!